mai hotărât ca niciodată să își facă un corp de invidiat. Este vorba de Ionel Istrati, care istratil всю свою energie, сами понимаете. El face sport de 3 ori pe săptămână, pentru că acum și-a dat seama că o persoană publică trebuie să arate perfect, atât pe scenă, cât și la televizor. Alături de mine face sport interpretul care are cele mai înflăcărate fane. Adolescentele sunt înnebunite după el. Este vorba de Ionel Istrati. Ia vedeți cum trage de fiare. Ionel Istrati a fost votat al doilea cel mai sexy concurent de la Vocea României. Deși este în formă, Ionel nu a fost întotdeauna atent la cât sport face. Însă de ceva vreme, sculptarea masei musculare a devenit pentru el o prioritate și a pus un scop: să aibă ce arăta lumii peste 3 luni de zile. Am crescut, m-am îmbărbățit și cred că pentru un bărbat și pentru un artist trebuie să arăt tot timpul bine și deja e nevoie de sala de forță, fiindcă să arăți bine și în ecrane și la televizor, asta e viața. Atrage atenția la toate zonele corpului, lucrând din greu musculatura pieptului, spatelui și a bicepsilor. Ionel nu negociază cu lenea sa, în plus are și o motivație pe măsură. Tot timpul am avut un complex că sunt slab. Și mama tot timpul îmi zicea: mă, ce slab ești, ia puțin mănânci. Eu tot timpul am mâncat foarte mult și am decis că trebuie să fac sală, fiindcă fetelor mai mult le place băieți mai tari, mai puternici. Programul de antrenament draconic îi poate asigura un succes și mai mare la fane. Cel puțin așa garantează Ștefan, antrenorul său personal, care este și campionul Moldovei la bodybuilding. Mai am de crescut la el, nu? La moment, practic, să zic așa, cam slăbuț, da? Are deja o lună de când se antrenează. Nici nu s-a uitat cât timp, cât greutate acum. Eu mai am aseară concert, trebuie să mai mă mișc în scenă. Obosit Ionel Istrati. Dar aș vrea să peste 2-3 luni să mai veniți pe la noi și deja veți vedea rezultatele. Și după cum știm, vedetele pot să transforme până și simplul alergat într-un sport de fițe. Oare cum stă Ionel Istrati la acest capitol? Este un băiat ascultător, practic tot face și spun, dar de uneori așa mai, adică vrea ceva personal să fac fără ca să ce și spun eu. Care este cea mai sexy femeie din Moldova în viziunea lui Ionel Istrati? Avem în Republica Moldova, în showbizul nostru autohton, mai multe domnișoare sexy. Normal că eu am să zic că e Diana Rotaru. Dar sunt multe. Cristina Croitoru, Carisma, Cristi Ruj, toate sunt sexy în felul său. Iată încă o vedetă adeptă a stilului de viață sănătos și sportiv. Așa că dacă nu îl vedeți pe Ionel Istrati pe scenă, veți ști că este la sala de sport.